UPL vă recomandă pachetul tehnologic zeamă bordeleză originală și uleiul parafinic Ovipron Top. 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 Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura, la Raport. Vă spuneam ceva mai devreme că de la această oră alături de mine este doamna director general din cadrul ADS, doamna Camelia Procop. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Cred că în premieră la o emisiune de televiziune. Sper să n-aveți emoții, nu cred că e cazul să aveți emoții. Okay, mai ales că vom dialoga și vom discuta despre lucruri pe care dumneavoastră le știți foarte bine, le cunoașteți foarte bine. E o întâlnire mult așteptată de către publicul AgroTV, pentru că s-a discutat și se tot discută despre terenurile pe care statul român le deține prin ADS. Au fost fel și fel de discuții, de dezbateri. Da, aș vrea să le lămurim pe rând cu ajutorul dumneavoastră. Întâi de toate, haideți să le spunem telespectatorilor cât teren deține Agenția Domeniilor Statului în clipa de față. Cât mai aveți dumneavoastră în patrimoniu? Adică care-i terenul despre care se tot vorbește? Avem în jur de 319.000 de hectare, domeniul public și privat al statului. Avem o dinamică permanentă a terenurilor, din cauza asta am zis aproximativ, pentru că noi în continuare suntem în procesul de retrocedere terenuri, pentru că încă nu este finalizat nici în 2020. Și pe de altă parte lucrăm la reîntregirea patrimoniului, adică în permanență îmi doresc ca UAT-urile să ne predea prin protocol terenurile pe care noi la un moment dat, de când s-a înființat ADS-ul până acum, nu l-au predat și pe legea 103 din 2016, ei sunt obligați, practic, să ni-l dea înapoi. Doamna director general, care sunt cele mai importante probleme pe care dumneavoastră le-ați găsit în ADS? Și haideți să facem așa o trecere în revistă ca să înțeleagă și telespectatorii noștri ce implică o astfel de instituție, pentru că sunteți un jucător important în domeniul agricol și nu numai. Așa noi este. Vorbim despre agricultură, de asta fac trimitere către domeniul agricol, că așa asta este. Ne interesează. Agenția Domeniilor Statului este o instituție complexă, avem foarte multe activități și încercăm să le rezolvăm și să le facem pe toate cât se poate de bine. În primul rând, o problemă foarte mare pe care eu am întâlnit-o de când am fost numită în funcție, este problema patrimoniului, ce a spus și dumneavoastră un pic mai devreme, și anume nici până în acest moment terenurile statului nu sunt cadastrate, avem doar o treime terenuri, domeniul public sau privat, cadastrate, făcute de ADS sau de partenerii contractuali. Cu sprijinul conducerii Ministerului am reușit ca în acest an să avem o hotărâre de guvern care să ne permită să ne apucăm să facem cadastru. Adică ne lipsea pârghia legislativă ca să putem beneficia de sumele necesare pentru începerea acestui proceduri. Am avut o hotărâre de guvern în hotărârea 714 din 2020. Avem pârghia necesară, probabil că la începutul anului vom porni demersurile. Doar atunci, în momentul în care vom termina cadastru, vom ști exact care este situația terenurilor statului. La momentul ăsta putem doar să speculăm pe undeva, pentru că nu avem încă niște date certe despre care să putem face vorbire. Dacă tot vorbim de cadastrare, vorbim și de patrimoniu implicit. Astea sunt lucrurile față de care trebuie să ne îndreptăm atenția și vreau să le spunem celor de acasă, celor care poate n-au apucat să citească, să vadă aici la AgroTV, faptul că vineri ați semnat primul contract cu un beneficiar al măsurii care înleznește către tinerii fermieri până la 50 de hectare. Numele beneficiarului este Marcel Pop, este din județul Satu Mare. Da. Și am înțeles atât de la dumnealui cât am dialogat astăzi și poate avem șansa să-l prindem și la telefon să ne spună cum s-a decis să vină către ADS să solicite terenul respectiv. Dar haideți să le explicăm oamenilor că sunt foarte mulți doritori ce se întâmplă cu aceste 50 de hectare. Aș vrea să
punctăm cât mai multe lucruri, să clarificăm cât mai multe aspecte, ca să înțeleagă toată lumea că e o procedură cât se poate de transparentă. Bineînțeles, trebuie să te încadrezi în niște criterii, niște condiții, ca să poți să ai acces la suprafața respectivă și la suprafețele respective. De ce avem numai 6 județe de unde se poate da teren către tineri. Toate lucrurile astea aș vrea să le explicați dumneavoastră ca să nu apară niciun fel de neînțelegeri și sunt convins că pe măsură ce discutăm, telespectatorii noștri pot să și intervină. Au la dispoziție un număr de telefon, e 031 405 2800, e un telefon cu tarif normal. Acolo pot suna și vă pot adresa întrebări punctuale. Bineînțeles că același lucru pot face și pe paginile noastre de socializare, paginile de Facebook AgroTV, respectiv AgroTV minus Agricultura la raport, dar haideți să prefațăm această măsură, o măsură mult așteptată de foarte multă lume. Exact asta voiam să vă spun. Noi avem legea 226 din 2016, deci sunt aproape 4 ani de zile de când legea a fost dată și nu a fost pusă în aplicare. Noi, printr-o hotărâre de guvern de anul acesta, din 24 septembrie, am reușit să ne creăm din nou pârghia și procedura pentru a putea da către tinerii fermieri terenuri de până la 50 de hectare. Colegii mei, și ca să vă răspund la întrebarea de ce doar 6 județe, am preferat să începem cu niște județe în timp real, cu suprafețe libere pe care le-am găsit la momentul ăsta, libere de contract, așa cum prevede HG-ul, și am preferat să începem cu niște suprafețe mai mici pentru a putea să ne obișnuim și noi cu procedura în sine, iar la fel solicitanții să obișnuiască cu procedura, pentru că diferă un pic față de procedura normală de concesiune terenului. Cum ați spus noastră, da, avem 6 județe, pregătim acum. Care sunt cele 6 județe? Satul Mare, Hunedoara. Satul Mare, Hunedoara, Călăraș, Galați, Dâmbovița și Alba. Și Alba. Astea sunt cele 6 județe. Urmează în cea de-a doua sesiune să găsim și alte județe. Deja pregătim și colegii mei pregătesc următoarele suprafețe pe care o să le acordăm tinerilor fermieri. Deci a fost practic. Ca o curiozitate, în cele 6 județe, care e suprafața însumată? O avem? Pe cele 6 județe, 745 de hectare. Dacă doriți, am aici o situație. Deci pe Călăraș sunt 202 hectare, pe Dâmbovița 118, pe Dolj 149, Galați 110, Hunedoara 55 și Satul Mare 100. Pe Satul Mare deja au fost accesate primele 49,6 hectare. Domnul Marcel Pop este primul fermier care chiar a semnat contractul. Chiar o să-i rog pe colegii din regie să-l sune pe domnul Marcel Pop, poate reușim să-l prindem la telefon. Da. Pentru celelalte județe avem foarte, foarte multe solicitări, așa cum am zis și vineri când am semnat contractul. Este o reacție neașteptată pentru noi, pentru că n-am fost surprinși, nu ne așteptam la sute de solicitări pe fiecare județ în parte. Eu mă bucur că avem atât de multe solicitări și că tinerii sunt interesați de această măsură pe care ADS-ul împreună cu Ministerul Agriculturii a decis să o ia. Bun, ce vroiam să le spunem telespectatorilor și să explicați dumneavoastră pe înțelesul tuturor. Haideți să clarificăm cine are acces la aceste suprafețe de până la 50 de hectare. Care sunt condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească un tânăr încât el să poată participa la această licitație? Că la un moment dat se va ajunge la licitație. În cazul... Și în prima sesiune, pe celelalte județe, dar vom ajunge pe fiecare județ exact în parte pe licitație. La cât ajunge redevența și așa mai departe. Vă întreb toate lucrurile astea pentru că sunt mulți și care îmi scriu de asta, privirea mea coboară către telefon. Sunt mulți care îmi trimit mesaje, întrebări și așa mai departe și eu la rândul meu le redirecționez către dumneavoastră. Perfect. Da, haideți să o facem așa ca la școală pentru că asta ne propunem, să clarificăm corect toate lucrurile astea, fiind o măsură nouă, o măsură mult așteptată de toată lumea, ar fi păcat să nu le dăm oamenilor cât mai multe detalii. Vă rog.
Deci cine sunt beneficiarii în primul rând? În primul rând, sunt tinerii până în 40 de ani, adică la momentul depunerii solicitării trebuie să aibă până în 40. Trebuie să aibă studii de profil. Studii, când spunem studii de profil, un liceu agricol, o școală agricol, de profil, exact, nu neapărat să fie absolvent de facultate. Asta vreau să înțeleagă telespectatorii. Nu, prima treaptă este liceul agricol, dar trebuie să l-aibă finalizat. Nu s-au acceptat certificatele acelea de calificare de la dajuri. Da. Pentru că am avut foarte mulți tineri care au depus și care apoi au întrebat de ce nu am fost eligibil. Pentru că au venit cu niște certificate de la Daj, de câteva ore în domeniu practic studiu, pe care nu le putem lua ca și studii finalizate și studii în domeniu. Așa cum prevede și hotărârea de guvern, studiu de profil înseamnă cel puțin un liceu agricol. Și apoi mergem spre facultate sau master. Deci. Bun, și acum haideți să luăm în calcul următoarea ipoteză, următoarea speță. Dacă la o licitație participă două persoane, unul are liceu, celălalt are facultate, are întâietate cel cu facultate? Nu. Deci aici practic avem condiție de egalitate. Categoric. Ei au fost declarați eligibili prin diploma pe care deci au depus. Deci nu e avantajat cu absolut un punctaj suplimentar sau cu un anumit... beneficiu să aibă cel care e absolvent de facultate. Nu. Ai îndeplinit condiția asta, poți să mergi în etapa următoare, ca să zic așa, nu? Da, o altă condiție este ca tânărul fermier să aibă domiciliul pe raza județului căruia solicită terenul. Adică nu poți veni să ceri teren pe Galați și să fii din Timișoara. Asta e domiciliul în Timișoara, dau un exemplu. Pentru că am avut și cazuri de genul ăsta. Eu încerc și voi încerca să punctez cât mai multe dintre situații ca să fie posibilii solicitanți cât mai informați. Altă condiție. Sunt cele două condiții principale. Astea sunt condițiile de bază. Și să nu fi avut contracte cu ADS-ul, reziliate sau... sau în derulare. Datorii sau în derulare, exact. Deci, practic, să ai studii de specialitate, liceu sau facultate, da? Să fii pe raza județului unde faci solicitarea. Să ai domiciliu. Să ai domiciliu acolo. Deci nu viză de flotant sau alte lucruri de genul ăsta. Domiciliu stabil. Domiciliu stabil, exact. Bun, acum, ați avut un prim câștigător, ca să spunem așa, domnul Marcel Pop. Din păcate nu reușesc colegii să-l prindă la telefon. Înțeleg că e într-o zonă fără semnal, dar... asta e mai puțin important, că putem noi să explicăm ce s-a întâmplat în cazul domniei sale. Da, a fost norocos, practic, pentru că a fost un contract pe atribuire directă. Adică au fost mai mulți solicitanți pe aceeași suprafață, au rămas doi eligibili. Unul dintre cei doi s-a retras pentru că a considerat, după ce a fost și a vizionat terenul, a considerat că este mult prea departe de ce poate să facă dumnealui. Ne-a trimis o cerere prin care ne-a comunicat că se retrage și a rămas doar domnul Marcel Pop, solicitant pe această suprafață de 49,6 hectare. Concurat de unul singur, cum se spune. Da, pentru că hotărârea că s-au retras de guvern, și ceilalți. Și practic... unul n-a fost eligibil și unul s-a retras, da. A rămas singur, s-a încheiat un contract pe atribuire directă, 49,6 hectare, teren arabil, compact, comasat. Da, nu e de aici, de acolo să poți să ai posibilitatea asta să exploatezi aproape 50 de hectare, da? Corect. Și comasate și, înțeleg, de categoria 3, în schimb. Ca da, și clasă de calitate. Clasă de calitate. Da. Uitați, telespectatorii încep să reacționeze. Domnul Cornel Struescu întreabă: și dacă nu are studii în domeniu, are 25 de ani de când face agricultură, de la 18, are experiență, nu poate să concesioneze? E o aberație, spune dumnealui. Nu este o aberație. Cine nu are studii în domeniu poate veni oricând să participe la o licitație pe care noi o afișăm public pe site-ul ADS-ului și pe un ziar național, adică nu este îngrădită niciun fel posibilitatea de a participa și de a judeca dacă se declară câștigător.
Deci nu e niciun fel de problemă și nu e niciun fel de aberație. Avem măsura asta ca să încurajăm tinerii. Încurajăm tinerii să se apuce practic sau să continue în agricultură, pentru că, după cum bine știe toată lumea, avem nevoie de întinerirea managerilor de exploatații agricole, pentru că din ce în ce mai mult lumea se retrage din domeniu sau nu mai continuă. Un alt telespectator vă întreabă, nu ar fi normal domiciliul să fie stabil de minim 5 ani? Nu am pus criteriul ăsta în hotărârea de guvern, normal sau nu, nu știu să vă zic. Nu, noi luăm clar domiciliul din buletin să fie pe raja județului unde solicită suprafața aceea de teren. Bun, haideți să luăm 10 secunde de publicitate, un solo spot și apoi o să discutăm cu un telespectator. Avem pe cineva la telefon. Seminis reprezintă un prim pas pentru legumicultorii care își doresc performanță. Bun, am revenit în direct. Spunem bună seara unui telespectator. Cum vă numiți? Alo? Alo? Îl mai avem la telefon? Da, da. Da, bună seara! Bună seara, domnul Gheneași, să rămână alu doamna, sunt în Gheorghe Doja, adică Stanciu la telefon. Da, domnul Stanciu. Ce vreau să o întreb pe domnișoara, sau dacă într-un județ e 120 de hectare al ADS-ului și îl dă la doi tineri, cum le dă pământul ăsta dacă nu e grupat? Păi, în primul rând, un tânăr poate accesa până la 50 de hectare, maxim. 50 de hectare, doamnă, dar el în tot județul Călăraș, unde a spus dumneavoastră județele astea, eu sunt în Ialomița de județ, cum poate el să ia 50 de hectare în tot județul? Că e la comună 2 hectare, la una 15, la una 20, la una 3 și cum poate el să-l... Dacă în prima etapă a fost declarat eligibil și a primit practic codul de identificare din partea ADS-ului, apropo, noi în prima sesiune oferim codul de identificare pentru că trebuie să respectăm GDPR-ul și nu putem să facem publice datele personale ale solicitanților. În cea de-a doua etapă, reprezentantul teritorial al ADS merge pe teren cu fiecare dintre solicitanți să vizioneze suprafețele de teren și abia la fața locului tânărul fermier poate să spună îmi doresc sau nu îmi doresc această suprafață. Adică în cunoștință de cauză. În cunoștință de cauză. Există și o declarație pe care o depune la dosar în acest sens. Practic, a fost în teren, a văzut și vrea să meargă mai departe sau nu. Auziți? Vă rog. Deci dacă el îl duce și arătați într-o comună 5 hectare și într-una 10 și într-una 3, cum poate el să le strângă, să le muncească și el grămadă? Păi, nu are posibilitatea să le comaseze. Noi, practic, avem pe diverse UAT-uri suprafețe pe care... Diverse suprafețe. Exact. Știu cum este pământul, că ești, nu știu la noi dacă e, ce este, nu mă doare că nu ăla. Dar în ziua de astăzi, dacă ca să te duci în tot județul să muncești 50 de hectare și să muncești 3 hectare la un... Domnul Stanciu, da. Doamna director a explicat foarte clar. Sunt suprafețe care ajung până la 50 de hectare, cum au fost suprafețele domnului de la Satu Mare, domnul Pop, care a avut șansa asta să prindă 49,6 hectare comasate. Sunt și suprafețe, mai mici. Acum rămâne la atitudinea, la aprecierea fiecăruia dacă vrea să liciteze, să participe, să adjudece un astfel de teren. Așa, la băieții ăștia tineri care le dă 50 de hectare, îi mai ajută cu ceva statul ca să plece din loc? Statul încearcă să-i ajute așa cum poate și ne gândim în permanență, luăm măsuri noi pentru ajutorarea acestor tineri. Un prim pas a fost făcut și practic noi le oferim posibilitatea să acceseze până la 50 de hectare din terenurile statului.
Mai mult de atât, există și o măsură pentru accesarea fondurilor europene tocmai pentru tinerii fermieri. Adică, practic, am venit cu cele două măsuri corelate. Mai mult de atât... Da, domnul Stanciu, haideți că am o rugăminte la dumneavoastră. Sunt mulți cei care vor să intre în direct cu doamna director. Mulți mă sună pe mine. Sănătate, să rămână. Mulțumesc pentru telefon. Le spun și celor de acasă că degeaba mă sunați pe mine, că nu vă pot face eu legătura cu doamna director. Sunați la numărul pe care îl vedeți afișat pe ecran. Acolo vă răspunde un coleg din regie și intrați în legătură directă cu doamna director general de la ADS, doamna Camelia Procop. E bine că oamenii reacționează. Știți cum e. În fond și la urma urmei e normal să aibă astfel de întrebări, astfel de chestiuni pe care vor să le clarifice și asta ne-am și propus prin emisiunea din seara asta, că altfel e greu să poată cineva să cunoască întreaga procedură și cum trebuie să facă și ce anume trebuie să facă în mod direct. Sunt multe mesaje care vin, fel și fel de întrebări, unele sunt punctuale, personale. O să încercăm așa, mi-a spus ceva din regie că n-am auzit. Nu, am crezut că au vrut să-mi comunice ceva colegii din regie și ăsta e motivul pentru care am făcut așa o mică pauză. Uitați, o altă întrebare venită de la un alt telespectator. Domnul Ionel Simion. De ce țin cei de la ADS blocate cele 2385 de hectare care au aparținut agroindustrial Sadova, Dolj? Da. Avem acolo o suprafață mare de teren, categorie de folosință arabil, livezi și vii, în total 2300-2400 de hectare, teren din domeniul public al statului. Noi, prin codul administrativ din iulie 2019, practic am fost blocați în a concesiona terenuri din domeniul public fără a avea cadastru. Din cauza aceasta, terenul la momentul ăsta este încă neconcesionat. Suntem blocați din punct de vedere legislativ. Ca să venim în sprijinul tinerilor fermieri, noi în acest an am dat o ordonanță de urgență prin care am deblocat această situație, adică tinerilor fermieri le putem concesiona terenurile fără a avea cadastru din domeniul public al statului. Dar pe o concesiune normală ne împiedică codul administrativ la acest moment. Bun. Haideți să luăm câteva minute de publicitate și apoi o să revenim la agricultura, la raport. Sunt ferm convins de un singur lucru. Ora asta ne va fi insuficientă să explicăm posibil tuturor celor care vor să cunoască ce măsuri ar trebui să îndeplinească pentru a accede la terenurile de la ADS. Da, să știți că aici la AgroTV, ca de fiecare dată, lămurim toate lucrurile. Dacă nu putem într-o singură ediție, sunt convins că doamna director general va mai reveni aici în studio și ușor, ușor vom aborda multe probleme. Aș vrea să le abordăm în primul rând pe cele generale și apoi pe cele particulare. Pauză și revenim.